Guvernul pregătește modificări ale legislației rutiere. Vor fi reguli noi pentru șoferii din România. Cei care nu au 10 clase absolvite nu vor mai putea obține permisul de conducere. De asemenea, șoferii mai în vârstă trebuie să meargă la control periodic. Totodată, cei cu abaterii repetate vor trebui consiliați psihologic. Toate aceste schimbări vor fi adoptate în următorii 4 ani. Schimbările propuse de guvern pentru obținerea permisului de conducere ar putea stârni controverse, mai ales partea legată de faptul că ar putea deveni șoferi doar cei care au terminat măcar clasa a 10-a. Noua strategie prevede schimbări și pentru mașini. Peste câțiva ani, autoturismele ar putea fi dotate cu sisteme inteligente care vor opri motorul dacă șoferul a băut alcool. O privire în mai multe țări ale lumii arată că regulile legate de modul în care se poate obține permisul sunt de o uimitoare diversitate. În unele locuri nu se mai dă niciun examen, în altele se dau chiar și 4 probe de teren, inclusiv una de noapte, iar în multe țări tinerii au permis pe o perioadă provizorie și apoi îl pot obține pe cel standard. Honduras este una din țările în care obținerea permisului este o formalitate, în timp ce Nigeria a introdus abia de curând probele practice.